Marți a fost aprobată propunerea Consiliului de Administrație de a se reveni la un campionat cu 14 echipe. În aceste condiții, Federația va organiza la finalul sezonului un turneu de promovare la care sunt invitate echipele de pe locurile 11 și 12 din Liga Națională și ocupantele locului 2 din cele două serii ale Diviziei A. Întrecerea va avea loc în ultimul weekend din luna mai, cel mai probabil la Buzău sau la Ploiești. Cele patru echipe vor juca pe teren neutru, primele două clasate urmând să ia startul în sezonul 2014-2015 al eșalonului 1. După desfășurarea primelor două etape din faza finală a play-out-ului, CSM București și Suceava au câte 3 puncte, iar CS Caraș-Severin niciunul. Din divizia A, cel mai probabil pe locurile secunde vor termina CSM Călăraș și HC Argeș. Echipa antrenată de Răzvan Bernicu are programat următorul meci pe 17 mai la Reșița, iar pe 21 mai va primi vizita celor de la CSM București.